Când conduci o Toyota Camry hibrid, drumurile lungi par scurte și confortabile, cum a fost și cel pe care l-am făcut de la Cluj până la Bâlea Lac pe celebrul Transfăgărășan. Nu am greșit mașina, ci ziua în care am programat călătoria. Era duminică și, de cum am trecut de satul lui Badea Cârțan, aglomerația a fost ca pe Calea Victoriei din București. Mult mai simplu era cu telefericul. Călătoria noastră a urmat doar traseul din județul Sibiu al Transfăgărășanului. Mulți au spus că este cel mai spectaculos drum din lume. Britanicii de la Top Gear au trecut pe aici și au plusat cel mai uimitor drum. Noi am ajuns prea târziu pe când s-au terminat toate epitetele. Vârfuri de 2500 de metri înălțime în jur, pârâuri care coboară în mici cascade, apa cristalină a lacului Bâlea. Toate sunt decoruri ideale pentru fotografii de pus pe Facebook. Pentru avansați, de aici se pleacă în drumeții spre Negoiu și Moldoveanu, acoperișurile României. La coborâre am vizitat Bâlea Cascadă. Traseul este scurt, cam 30 de minute, dar solicitant. Este necesar echipament adecvat pentru că urcușul este plin de bolovani. Credeți-ne, merită din plin. Apa se aruncă în gol cu îndrăzneală de la 60 de metri. Avem o țară superbă, prieteni. Să avem grijă de ea.